Zeci de percheziții au avut loc în județul Cluj. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au suspiciuni de luare de mită și divulgare de date, în care principalul vizat este chiar șeful secției transporturi din Cluj. Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului pentru Controlul Transportului Rutier Cluj și finul fostului ministru de interne Gabriel Oprea, a fost ridicat de DNA și dus la audieri. Președintele USR Cătălin Drulă susține că Durlea a fost pus în funcție de către fostul ministru de interne, Lucian Bode, iar apoi menținut în de guvernul PSD-PNL. Spune-ne, ești vinovat? Ai luat mită? De ce te-au adus aici? Procurorii DNA au descins în 24 de locații din 6 județe, inclusiv la sediul ISCTR din Cluj, dar și la locuința lui Bogdan Durlea. Este vorba despre o investigație în care se verifică suspiciunile procurorilor mai exact că în altul funcționar ar fi luat mită de la transportator pentru a-i ajuta să treacă fără probleme de controle, cum ar fi de exemplu dacă transportul nu respectă greutatea admisă. În plus, Durlea mai este acuzat și de divulgare de informații care nu sunt destinate publicității. Acesta a fost reținut de autorități pentru audieri. ISCTR este în subordinea Ministerului Transporturilor și se ocupă cu controlele respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere. Bogdan Durlea a fost pus în funcție de fostul ministru de interne Lucian Bode, iar apoi demis de fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă. La plecarea sa din funcție, Durlea a revenit în funcție. Mafia păstorită de Sorin Grindeanu la transporturi a primit o lovitură azi. Șeful regional al ISCTR, instituția care controlează greutatea camioanelor, a fost ridicat de DNA. Bogdan Durle a fusese pus de bode șef la ISCTR. Eu l-am dat afară. După ce nu a mai fost ministru, a fost repus șef la regional la Cluj de PSDPNL, a transmis liderul USR pe rețelele sociale.